Guvernul a aprobat astăzi fondurile necesare pentru efectuarea de plăți pentru ajutoare în agricultură. Sunt peste 300 de milioane de euro destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat. Ajutoarele naționale tranzitorii pentru speciile bovine și ovine au un plafon de peste 200 de milioane de euro, care se asigură de la bugetul de stat. De asemenea, guvernul a aprobat plafonul maxim de 113,35 de milioane de euro, care se acordă pentru anul de plată 2015 pentru schemele de sprijin cuplate în sectorul zootehnic, crescătorilor de animale din speciile bovine, ovine, caprine, vierm de mătase. Sunt aproape 77 de milioane de euro pentru specia bovine și 27.000 de euro pentru vierm de mătase. Plățile pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,41 de lei pentru 1 euro. Producătorii din sectorul laptelui vor putea depune cereri pentru obținerea ajutorului financiar european alocat acestui sector într-o nouă etapă. E vorba de perioada 30 mai-6 iunie. Și asta pentru că în prima etapă au fost depuse cereri doar pentru 80,44% din suma totală prevăzută de 8,7 milioane de euro. Anunțul a fost făcut ieri de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit jurnaliștilor de la agroromania.manager.ro, prima perioadă de depunere a cererilor de ajutor financiar a fost 22 martie-8 aprilie. Atunci au depus cereri de plată aproape 17.000 de producători de lapte din cei aproximativ 21.000 înregistrați. Astfel, pentru a veni în sprijinul celor care nu au reușit să depună cererea de ajutor financiar în acea perioadă, s-a stabilit un nou interval, între 30 mai și 6 iunie. Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către APIA conform cantității de lapte livrate în anul de cotă 2014-2015. Aceasta este de 240 de euro pe beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv și 20 de tone inclusiv, 12 euro pe tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 de tone și până la 200 de tone inclusiv și 2900 de euro pe beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone. Pentru buna desfășurare a activității de administrare a cererilor, APIA a elaborat ghidul solicitantului ajutorului financiar, a dezvoltat o aplicație electronică și a elaborat instrucțiuni de lucru pentru primirea și verificarea solicitărilor. Domnul Dădulescu, sunteți directorul APIA Dolj. În ceea ce privește cererile unice de plată, cum se prezintă situația? Au început oamenii să vină la programări, să-și respecte programările pe care le-ați făcut? Sunt în grafic oarecum cu depunerea acestora? Da, după cum v-am mai spus, s-au luat măsuri față de anul trecut. Fermierii au fost programați cu dată și oră la centre locale, cât și la centrul Craiova. Cel puțin 80% din ei au înțeles să respecte aceste programări. Mai au fost câteva persoane care n-au respectat și vreau să vă spun că față de anul trecut, din 42.415 fermieri, cât v-am spus, la ora actuală s-au înscris la APIA undeva în jurul de 36.000 de fermieri. Mai sunt aglomerații la ghișe? Aglomerații nu mai sunt. Referitor la fermierii, după cum știm că an de an fermierii se împuținează datorită comasărilor de teren. Și față de anul trecut, cum au fost 42.000 de fermieri, anul ăsta cred că în jurul de 38-39.000 de fermieri vor fi. Vreți să transmiteți ceva acestor oameni, ceva ce v-ați dori să afle prin intermediul nostru? Să le spun că noi ne-am respectat termenele atât la primitul cererilor cât și la plățile care s-au făcut către dânsii și să aibă toată încrederea să vină la APIA să intereseze de orice problemă care intervine. Vă mulțumesc mult pentru acest interviu și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți la APIA. Mulțumim mult și noi vă mulțumim și telespectatorilor dumneavoastră.
Achim Irimescu vrea să crească schimburile comerciale între Statele Unite ale Americii și România. Inițiativa a fost exprimată în cadrul întrevederii pe care delegația din care a făcut parte și șeful agriculturii românești a avut-o în Statele Unite ale Americii. Piața americană este una dintre cele mai mari piețe internaționale de produse organice, cu tradiție îndelungată în acest domeniu, și ne exprimăm interesul cu privire la transferul de know-how pe acest sector, care înregistrează un trend ascendent în România, în Europa și în lume. Aproximativ 70-80% din producția ecologică românească realizată este exportată anual, ponderea cea mai mare fiind deținută de cereale, plante oleaginoase și proteice, a afirmat ministrul Achim Irimescu, citat de infoferma.ro. Principalele produse ecologice românești certificate sunt laptele, carnea, ulei din floarea soarelui, sortimente variate de produse de panificație, dar și vinul obținut din struguri certificați ecologic. Alte teme abordate cu oficialul american au vizat importanța restabilirii echivalenței sistemului de inspecție a cărnii, pentru a putea fi reluate exporturile din România în Statele Unite ale Americii, cooperarea în domeniul cercetării agricole, precum și creșterea investițiilor americane în agricultura românească. Pădurile din Gorj au fost luate cu asalt de căutătorii de ciuperci. Potrivit jurnaliștilor de la Pandurul, ciupercile, mânătărcile și bureții și-au făcut apariția după ploile din ultima perioadă, mai ales în zonele unde temperaturile sunt mai ridicate. Cei care tânjesc după aceste delicatese nu au ratat ocazia să le culeagă. Cei mai mulți căutători au explorat pădurea Brătuii. Atenție însă! Multe dintre ciupercile care cresc în pădure nu sunt comestibile, așa că autoritățile vă recomandă să aveți grijă la ciupercile pe care le consumați. Vești bune pentru agricultori din partea meteorologilor. Vremea va intra treptat într-un proces de încălzire în cea mai mare parte a teritoriului. Aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor în cultura grâului de toamnă pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri va prezenta valori satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Menținerea regimului hidrotermic favorabil din aer și sol va imprima ritmuri normale de vegetație, atât la culturile de câmp cât și la speciile pomiviticole, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. În funcție de data semănatului, orzul și grâul de toamnă vor parcurge în spicarea, înflorirea și maturitatea în lapte. La culturile prășitoare înființate până în prezent se vor continua răsărirea și dezvoltarea primei perechi de frunze, la nivelul întregii țări, precum și înfrunzirea. Uniformitatea și vigurozitatea plantelor vor fi bune și medii, iar la cele întârziate fenologic, starea de vegetație va fi medie și slabă. La vița de vie se vor semnala fazele de înfrunzire și apariția inflorescențelor în toate podgorile, precum și înflorirea și formarea boabelor la soiurile timpurii de masă. Specialiștii recomandă efectuarea lucrărilor de combatere a bolilor și dăunătorilor în culturile de câmp, combaterea buruienilor, aplicarea tratamentelor fitosanitare în vii și livezi, precum și fertilizarea speciilor de câmp cu îngrășăminte minerale și foliare.